s-a rupt, s-a lovit. S-a lovit, deci s-au rănit în timp ce se aflau în avion, spuneți dumneavoastră, da? Păi în avion, că pe lângă nu puteau să fie. Normal că în avion, doamnă, ce Dumnezeu. Am înțeles. Ce veți face în continuare, domnule director, ca să înțelegem și noi cum stau lucrurile? Din cauza condițiilor. Păi o să facem, să verificăm avioanele din nou. Suntem în direct, este o ediție specială, așa că ne scuzați pentru eventualele incidente. Încercăm acum să intrăm în legătură telefonică directă cu domnul George Colgiu. Bună ziua, domnule Colgiu. Bună, Dana. Sunt pe Otopeni, unde oficialii neagă cu vehemență producerea unui astfel de incident. Directorul aeroportului a declarat că acest incident